În această stare a ajuns autoturismul din imagini după ce s-a ciognit de un stâlp de electricitate. Evenimentul s-a înregistrat aseară în jurul orei 19 în apropierea benzinării de pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în condițiile în care conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 54 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune frontală cu stâlpul din beton aflat pe partea dreaptă a părții carosabile. Mai multe echipaje de prim-ajutor și de au fost mobilizate în zonă, deoarece, în urma impactului, șoferul a rămas captiv între fiarele mașinii. După ce a fost eliberat, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență, unde a rămas internat sub supraveghere medicală. Din cauza accidentului, circulația în zonă s-a desfășurat o vreme cu dificultate. Potrivit polițiștilor, ieri s-au produs trei evenimente rutiere în Baia Mare pe fondul nepăstrării distanței de siguranță, neacordării de prioritate pietonilor și neadaptării vitezei la condițiile meteo. Trei persoane au fost rănite, două dintre acestea fiind internate.